Jucătorii de la Oțelul par resemnați cu gândul că vor evolua în Liga Secundă. Cu toate acestea, elevii lui Florin Marin vor să-și vândă scump pielea în întâlnirea cu Steaua de duminică. Suporterii echipei gălățene nu sunt optimiști pentru că ultimele prestații ale oțelarilor au fost dezamăgitoare. Prăpastia căscată între conducerea tehnică și jucători după greva din săptămâna mare nu a dispărut, astfel că unitatea de grup a roșialbalbaștrilor nu există. Oțelul mai are șanse matematice să se salveze de la retrogradare, dar pentru a realiza acest lucru, elevii lui Florin Marin trebuie să câștige toate partidele rămase până la finalul campionatului. Steaua Oțelul se joacă duminică 19 aprilie de la ora 20:30 pe cel mai mare stadion al țării, Național Arena.